Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în Areopag de acum, un spațiu în care se discută. Era un fel de piață de idei în apropierea Acropolei. Până astăzi poate fi vizitat locul. Atenție, e un loc, un munte tocit de pașii călătorilor. Am râs când am ajuns acolo și le-am spus colegilor cu care eram că, de fapt, suntem pe cel mai strălucitor munte european, pentru că are o patina timpului care nu există în alt loc decât tot în astfel de locuri de pelerinaj, în astfel de locuri de închinare. Pavel nu-i înfruntă pe atenieni, ci doar le spune ceea ce i-au cerut ei să fie, învățătura cea nouă pe care o propovăduiește, și spune așa: străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care l-a scris Dumnezeului necunoscut. Deci pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acesta îl vestesc și eu vouă. Despre ce e vorba? Atenienii, ca să se bună bine cu toți zeii, aveau cât un altar pentru absolut fiecare zeu pe care îl cunoșteau și pentru acest Dumnezeu necunoscut. Se gândeau, dacă există un Dumnezeu necunoscut, să ne închinăm și aceluia, că nu strică. Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, acesta fiind Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, el dând tuturor viață, suflare și toate celelalte. Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc ca să locuiască peste toată fața pământului, așezând vremile cele de mai înainte rânduite și hotarele locuirilor. Ca ei să caute pe Dumnezeu, doar l-ar pipăi și l-ar găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi, căci în el trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri, căci a lui neam și suntem. Fiind deci neamul lui Dumnezeu, ce frumos sună, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meșteșigul și de iscusința omului. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea într-o dreptate prin bărbatul pe care l-a rânduit, dăruind tuturor încredințarea prin învierea lui din morți. E, deja aici discursul se rupe. Pavel e mai mult decât inteligent, pentru că pornește de la lucruri pe care și grecii le credeau într-un fel sau altul și într-un fel sau altul le asumaseră în cultura lor: un Dumnezeu creator al lumii, un Dumnezeu, o energie care creează lumea. Avem epicurei și avem stoici acolo, oameni care aveau cuvinte comune cu Pavel. Pavel vorbește prelimba lor. Tâlcuiește creația în viziune iudaică la modul în care reușește să tâlcuiască în limbajul lor toată adevărul de credință despre care vorbește și se străduiește să vorbească înaintea lor. Povestea se rupe, în schimb, atunci când ajunge la următorul verset, pe care mâine îl vom afla împreună. Mâine este o nouă zi.